Putem începe, dragi colegi? Da. Bună ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local. Ordinea de zi o știți, pentru că fiecare a primit câte un convocator. S-a discutat ordinea de zi în ședința pe comisii. În afară de ordinea de zi, mai avem 3 puncte suplimentare. La astea o să le dau citire. 1. Aprobarea situației financiare a SC Servicii Comunale SRL pe anul 2017. 16. Aprobarea acordării, punctul 2, aprobarea acordării echipamentului individual de protecție și stabilirea duratei acestuia pentru fiecare post. Punctul 3, stabilirea traseului microbusului școlar Bacău 09 APZ pentru transportul elevilor la și de la școală. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctele suplimentare. Cine este pentru? Mulțumesc. Doamna secretară? Vreau să fac o mențiune. Domnul viceprimar s-a obținut și de la votarea ordinii de zi, pentru că a intervenit o modificare legislativă incompletă, referitoare la statutul viceprimarului în cadrul OAT-ului. Respectiv, s-a modificat legea 161 și a intrat într-o incompatibilitate dacă exercită în același timp și funcția de viceprimar și funcția de consilier local, dar nu s-au modificat și celelalte legi, respectiv legea administrației publice locale, prin care mi se certifică că domnul viceprimar își păstrează mandatul și este în același timp și consilier local. Până când se vor gândi cei de la conducerea țării noastre să armonizeze toate prevederile legale, domnul viceprimar se va abține de la votarea hotărârilor și de la exercitarea funcției de consilier ca să nu fie probleme. Ca să știți motivul pentru care dumnealui este prezent, dar se abține. Deci nu își exercită funcția de consilier. Mulțumim! Procesul verbal a fost pe masă, l-a studiat. Cine este pentru? Mulțumesc! Acum intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre privind declararea drept locuințe de necesitate a unui număr de 4 locuințe din imobilul, bloc și locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș. Din cele 40 de locuințe din imobilul bloc de locuințe, declarăm de necesitate 4, respectiv pe scara A, apartamentul garsoniera numărul 9, 13, 14, 17. Discuțiile privind locuințele astea din necesitate au mai fost. Nu, patru. Una i s-a dat lui doamna Anton Liliana, mai sunt 3. Discuții? Locuințele astea vor fi plătate cu tot ce trebuie? Deocamdată noi sunt prinsi la buget pentru dotare. Știu că a propus domnul Berța în ședința anterioară. Trebuie prins cu dotare și tot. Da, la rectificare sau... Asta discuția a purtat-o și domnul Berța în ședința anterioară și a întrebat. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctul 2. Aprobarea încheierii asigurărilor facultative pentru locuințele din imobilul, bloc de locuințe sociale de necesitate, proprietate publică a Comunei Zeleș. Doamna secretară? În vedere faptul că investiția este de-abia finalizată, cu o valoare foarte mare, respectiv de 2.404.649 lei, conducerea 2.404.649 de lei. La valoarea aceasta se adună și valoarea imobilului existent deja. Să ajunge undeva în jur de 4 miliarde per total. Conducerea propune încheierea de asigurări facultative cu riscuri nominalizate pentru asigurare din incendiu, trăznet, explozii, furtună, vandalism, greutatea zăpezii, agheții și altele care mai sunt în ofertă. Da, 10.000 de lei sunt prinși. Valoare... 10.000 de lei pentru obligatorii, asta este facultativ, nu? Nu, pentru toate asigurările. Și ne încadrăm, pe asta vreau să întreb valoarea pentru asta. 5.000 de lei.
Cât este? O valoare estimată pentru, numai pentru astea, pentru asigurările facultative, este de 5 milioane. Pentru toate 40, da? Da. Da. Și la aia obligatorii, 20 de euro de fiecare locuință. Deci, cred că ajungem undeva la un 3600-3700, în funcție de euro. Mai rămâne și rest de acolo. Mulțumesc. Aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Zeme și Asociația Activ Moinești în vederea depunerii unui proiect în cadrul programului Idei din Țara lui Andrei, finanțat de OMV Petrom. Doamna secretară? Parteneriatul cu activul este pentru a depune în cadrul programului Idei din Țara lui Andrei o cerere de finanțare pentru înlocuirea sistemului de iluminat în cadrul comunei, dacă se va obține finanțarea respectivă. Aveți raportul specialitate mai detaliat, dacă vreți să vă dau citire. Discuții? O întrebare. Aici, în valoarea de 20.000 de lei, preconizez că sunt prinse cam 200 de lămpi, cu aproximații, cam așa, se duce la 300 și ceva, cam o lampă pe strada principală sunt un total de 213 lămpi. Deci merge numai pe strada principală, inițială. Deci, în totalul e 500 de lămpi, cum ar veni a fi un procent de 35-40%. Deci cam cât este acoperirea la valoare de 300 și ceva de lei o lampă de LED, am înțeles vreo 200 de bucăți, care reprezintă cam 40% din toată comuna. Domnul consilier Berta spune că sunt aproape 500. Toată comuna? Da, e bine. Noi am căutat un preț estimativ deocamdată. De achiziția materialelor se va ocupa Primăria Zemeș. Vorbim în situația în care vom reuși să câștigăm proiectul. Noi ne vom ocupa de achiziție. Un preț estimativ ar fi cam 350 de roni, o lampă de 100 de wați. Montajul ar fi inclus în preț. Păi așa ar fi bine, da. Deci cel care o distribuie să ne asigure. Exact. Ne-am încadrat cam la 200-220 de lămpi. Și serviciu eventual. Exact. O să avem garanții 3 ani de zi. 3 ani? Da. 3 ani de zi. Ceea ce e un lucru... Da. E un lucru. Altcineva? Alte discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul comunei Zemeș, județul Bacău. Doamna secretară, s-a aprobat legea 54 de 2017, prin care se spune că registrul agricol la nivelul comunelor și a OAT-urilor în general se ține atât pe format de hârtie cât și electronic. Începând cu 1.1.2018 se va ține doar în format electronic. De asemenea, Consiliul Local stabilește prin hotărâre modul de întocmire. La noi, în prezent, se ține în ambele situații, și pe hârtie și electronic. Și așa am început încă din anul 2010 cu programul electronic. Deci este adus la zi, este ok totul. Așa, fiind legal să mergem tot așa, și pe calculator și pe hârtie, doar în restul. Începând de la anul, o să intervină obligativitatea doar electronică și nu mai... Noi nu o să putem cumpăra registre agricole. Discuții. Cine este pentru? Mulțumesc. Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat, numărul 3812, din 5-6-2012, încheiat între UAT Comuna Zemeș și domnul Anton Gheorghe, domiciliat în Comuna Zemeș, județul Bacău. Potrivit prevederilor articolului 11, alineatul 1 din legea 383-2013, legea apiculturii, Consiliul Local este obligat să acorde cu titlu gratuit spațiu pentru vatră de stupină solicitanților care dețin autorizație de stupină.
La mână și spate, 10 ani, mai... Asta au solicitat? Nu. Nu, am făcut așa în ideea că poate mai intervin modificări legislative între timp. Poate vei de ele. Păi și poate vine cu bani, lasă-o un gratuit, dacă tot faci eu. Cine este de acord pentru 10 ani? Da. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Aprobarea situației finanțe... Nu, stați așa că a sărit unul. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Zemeș la constituirea Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Mont Pesta. Domnul Dragoș? Da. După cum bine știți, lucrăm la constituirea unei asociații pentru dezvoltarea turismului împreună cu unitățile administrativ-teritoriale din zonă, împreună cu municipiul Moinești, vorbim de Dărmănești, Măgirești și așa mai departe. Au fost numeroase ședințe prin care am încercat să stabilim statutul și avem nevoie de o hotărâre de Consiliu prin care Comuna Zemeș participă la constituirea asociației. De asemenea, aprobăm actul constitutiv, statutul și, atenție, trebuie să se propune aprobarea unei contribuții de 300 de RON la patrimoniul inițial al asociației și o cotizație anuală de 0,5 lei pe cap de locuitor, potrivit ultimului recensământ. Asociația va promova și va sprijini dezvoltarea turismului pe întreg teritoriul unităților administrativ-teritoriale partenere. Bani dacă au fost prin la buget, iarăși, întreb. Nu. La început. Și? Nu ne luăm bani. La rectificare. Știi ce mai aprobăm acum? Aprobăm pentru că avem nevoie de statut. Avem nevoie de statut, da. Act constitutiv. Adică nu ne cere banii chiar acum. Nu se va face nicio plată până când nu vor fi puși banii în buget. Oricum, se vor proceda la înregistrarea asociației, mai sunt pași administrativ până intră. Da, domnul administrator, aveți alineatul 6 aici, se aprobă Constituția Comunii Zemeș, care a spus de 3.000 de lei. Constituția Comunii Zemeș, bănuiesc, este anuală, da? Nu, asta este o contribuție la patrimoniul inițial. Cotizația anuală este de 0,5 lei pe cap de locuitor. Stați un pic. În total face 2.400 și ceva. Deci să dau 5.164, da? Pe total, am 4.368 de locuitori. La început, domnul consilier. Deci vorbim de o contribuție. La început. Fiecare an rămâne contribuția, adică cotizație de 2.164 în funcție de numărul de locuitori. Adică 0,5 de... 0,5 pe cap de locuitor. Conform ultimul recensământ al populației. Deci prima tranșă ar fi de 5.164, da? Da. Deci discutăm de contribuția la patrimoniul inițial de 300 de lei. Da, pe care trebuie să o dăm, 300 de lei. Da. Așa. Și anual 0,5 lei pe cap de locuitor. Da. Deci anul ăsta trebuie să dăm 2.164 la statistică. O să faci calcule potrivit ultimului recensământ. Da. Recensământ. Da. Alte discuții? Se de unde va asociați? Încă nu este stabilit. Cred că președinția primei va fi furnizată de Slănic Moldova. Prima președinție. Domnul Baciu? Nu, domnul Baciu ar fi în conflict de interese să fie președintele asociației, un reprezentant din partea OATESU. Cine este pentru? Mulțumesc. Punctele suplimentare. Aprobarea situației financiare a SECE Serviciei Comunale SNR pe anul 2017. 16, iar. Doamna contabilă, vă rog să prezentați. S-a prezentat bilanțul. Avem o pierdere de 51.539, care se datorează lipsei de lucrări. Anul trecut ce pierdere ați avut la încheierea anului? 300 de lei. 300? Nu, 51 de mii, da? 393 de lei. Eram de profit. Nu era cu minus. Era o sumă mică, dar nu era cu minus. Atorată lucrările, nu? Ce soluții întreprinde să recuperați prejudiciul ăsta? Soluții și discuții, vă rog să vă scrieți la... Am întrebat. Da. Lucrări din partea Consiliului Local
așa ceva? Ce poate să reducă o pierdere? Ce fel de lucrări mai exact ca să ajute, înțeleg că lucrări mai mari ar trebui, nu? Mai mari, dar anul trecut am avut pe întreținere drumuri în contract de 1.500 de lei, 1.500.000 și acum contractul e de 500. Pe iluminat era de 700, apoi de 32.000, nu știu exact sumele. Bine, poate astea se vor rectifica la iulie, când o să se mai pun în buget, da, la buget bani. Nu știu, trebuie... Da, găsiți niște lucrări mai valoare, mai mari, în așa fel. Gândiți că asta trebuia făcut la începutul anului, la întocmirea bugetului, atunci, ca asociația și poate să pun sistem ca să prelețuiască societatea. S-au mai datorat și sistemii lucrării de la stadion, care... Acum s-au încheiat contract, întreținere, apă, canalul, astea, ce au fost, s-au micșorat toate și în afară de redus lucrările care au fost. Acum degeaba vorbim, că ce se face, ce lucrări se dă? Vorba că nici la stadion n-au apucat să... Banii, bugetul, banii, bugetul, banii, bugetul, banii, ați încasat banii pe lucrurile de la stadion? Păi de nu. Da, pe anul trecut. Nu, da, pe anul ăsta. Anul ăsta, ce de anul trecut? Da, nu, nu, ăsta de anul trecut. Da. Deci dacă ați încasat și pe stadion, v-ați revenit cât uși de puțin? Nu. Păi gândiți-vă că salariile sunt 300 de milioane pe lună, cheltuieli cu salariile. Da. Cam ce venituri ar trebui să avem să acoperim și celelalte cheltuieli care sunt... Și salarii. Și salarii. Am înțeles că nu s-au luat salarii încă. Păi nu s-au luat salarii. Trebuie găsit o portiță, o modalitate. Sunt oameni, au copii acasă, au familie. Singura modalitate, o colaborare bună între instituții, din partea dumneavoastră, din partea primăriei și împreună să dea lucrări care să-i ajute pe oameni. Licitațiile de PSA care ne ia direct acum. Da. Și ce primării face lucrări cu societatea primăriei Zeneș. Nu, dar mă gândeam că dacă nu, o să fie de acum lucrări pentru... Care sunt aprobate de noi. Nu poate face cu societatea dumneavoastră. Da, depinde. Da, dar și nu. Păi am făcut. Deci, noi ne gândim în așa fel încât să aveți lucrări, să aveți în vedere că la 30 aprilie 2017 deja pierdere de 50.000 de lei. Da, păi asta trebuie luată. Păi gândiți-vă la iulie cât o să fie pierderea? Dublu. Și la sfârșitul anului 2017 cât o să fie pierderea? Nu, că mă gândesc că mai având timp poate mai contractează lucrări de valoare mai mari și... Ca să contractezi lucrări de valoare mai mare, îți trebuie oameni. Domnul viceprimar spune că sunt lucrări care o să înceapă acum, dar știți că procedurile durează foarte mult. Asta e ținut de loc. Când se termină, nu... Banii în momentul când ai făcut lucrarea și vii cu situația de lucrări. Dacă s-ar putea da un avans, ceva înainte... Ca să poți să contractezi lucrări de un volum mai mare, îți trebuie în primul rând utilaje. Mă uitam acum când a făcut, face acolo la Tazlau, acolo la 901, au venit cu bulgări excavatori, au venit cu bulgări, au venit cu... Și de la mama dracu de la Pitești. Domnul viceprimar, eu mă refer la aspectul ăsta, că zici că hai să dăm să facă individuirea Tazlăului. Ar avea capacitatea să o facă, că a văzut că a făcut și acolo la Petrosul, la pașarela. A ieșit foarte bine. Și a ieșit foarte bine făcută și vorba aia, făcută profesional. Hei, dacă le-am dat lucrarea asta, eu zic că i-am scoate din impas. Adică să... Dar numai că i-ar mai trebui un utilaj, că nu trebuie să facă o bună. Dar poate închiria. Sau închiria. Ei închiriază. Sau să închirieze ei, dar vă spun că nu văd altă soluție să se poate... Încerc și vorbiți pe rând, nu toată dată. Eu nu văd altă soluție să iasă din impas
dacă nu le dăm lucrări de o valoare mare. Mare, da, asta e... Așa că de-a duc să curăță un șans, să curăță, desfund un podeț, asta e un fel de... Domnul viceprimar, dar și blocul Oraș pentru reabilitare. Sunt următoarea etapă, de pe data de 6 există posibilitatea asta de drum. Mai sunt niște autorizări prin care domnul Bălțătescu la blocul Coraj. A, da. Știți, trebuie... Da, trebuie procedurile. Sunt procedurile care ține și pe loc. Nu că n-ar avea lucrări. Deci lucrări ar fi, dar nu poate să se apuce fără avizile. Vorba și de birocrația asta care te mănâncă. Păi asta este. Asta este adevărat. Și nu poți să treci peste. Da, așteaptă să vină ăla, așteaptă să-ți dea la aprobare, așteaptă că nu s-o vin de acolo aprobarea. Când ea putea și ce, ci de a, de a învelopa blocul Fora sau blocul Prodin. Nu, de a învelopa, s-au făcut interioarele. Și mare lucrare nu este. Da, din februarie că s-a aprobat bugetul și acum e luna, suntem în iunie, apăși în 1 iunie. În martie s-a aprobat bugetul, la sfârșitul lui martie. Martie. Aprilie, mai, april, până s-au făcut contractele, până una alta, n-am făcut. Acum în legătură cu salariile. Ce preconizat? Adică ca să te ajute oameni. Eu s-am pasat la primăria Zemeș 13.000 de lei, din 9.317 pentru toate salariile. O să renunți tesa la salarii și se va da salariile. Dar nu e corect așa, nu? Toată lumea trebuie să-și iei salarii. Să le dau. Păi dar TESA nu mănâncă, doamna, contabil. N-aveți facturi? Factur. TESA n-are facturi? Nu, dar eu nu stau pe să mă bată soarele în cameră. Știu, să nu te obosești. Nu, ce să dar asta e facem o sugestie ca să da, deblocăm puțin. Mai aveți, am înțeles, din casa de la stadion. Da, am rugăminte ar fi parțial. Exact, rugăminte ar fi să încercăm să lucrăm pe situații parțiale de lucrări, pentru că așteptând până la finalizarea lucrării putem bloca activitatea dumneavoastră, în primul rând. Și dacă încercăm să facem situații parțiale în așa fel încât să ne acoperim cheltuielile curente cu salariile și pentru... E drept, că nici acolo nu e valoare foarte mare. Dar dacă am reușit, aveți o situație parțială din vreo 17.000, 18.000, 18.000 și cu ce mai aveți dumneavoastră am putea să acoperim salariile, cred că... Da, e luni încolo. Deci rămâne săptămâna viitoare cu situații parțiale și să încercăm să lucrăm... Am de plătit statul pe data de 25, care este mâine. Da. Și rămân iarăși fără bani. Deci este o problemă care se leagă una de alta, una de alta. Deci trebuie bani să am cel puțin 500 milioane bani în bancă, deci care să-i putem rula lună de lună. Păi dacă nu plătești mâine ultima zi, îți bagă penalități. Da. Penalitățile sunt foarte mari. Să încercăm să deblocăm puțin situația cu câteva situații parțiale de lucrări, cu ce ați reușit să terminați? O să încercăm și cu stadionul, dar trebuie să termin întâi o pavele, să termine, că nu pot să pun jumate de pavele. Exact, am înțeles. Să etapizăm, adică am făcut gardul, l-am facturat, am făcut pavelele, le-am facturat, chiar dacă nu, da. Să încercăm să terminăm măcar o parte. Mai poate trece cu nu știu cine. Am înțeles, știu situația de acolo, da, am înțeles. Pe viitor, cum a spus și doamna contabilă, în funcție din 50.000, da, să asigurați. Împreună, să colaborați, să asigurați lucrări. Butilajul, excavatorul, închirie, la Petrom, să plătesc la 90 de zile. E o perioadă mai dificilă și trecem din perioada asta, o să ajungem la... De exemplu, am făcut la rectificare, tot să trecem din lucrări, că au fost stadionul, au fost lucrările mult mai mari, la blocul Foraj, producții, la fel. S-o tăia și tot, toată lumea ați aprobat să modifice toate proiectele. Și ultimul se referă. Deci la un an de zile, uite, veneam aici. Bate în cap în cap. N-am gândit atunci. Un pic, da, domnul consilier, dacă permit să aveți perfectul dreptate. Dar eu, și alte lucrări. Din punctul meu de vedere, ceea ce o să discutăm în ședință din Consiliul Local, noi spunem că nu avem lucrări. Deci Consiliul Local și Primăria, deci Consiliul Local aprobă, Primăria dă lucrări. Bun, deci noi ne învârtim în cercul nostru vicios. Deci nu așteptăm lucrări din alt punct de... Întrebarea mea este, societatea are o obligație să prezintă o situație a lucrărilor în desfășurare sau care le-au făcut și nu au fost achitate? Pentru că noi Consiliul Local, păi nu zic, deci noi zici că o să vă dăm lucrări, avem lucrări, nu am luat bani. Care sunt? Să vedem unii ne blocăm. Eu mă gândesc nu din vrea voință sau, mă gândesc că e și un conflict intern aici. Mă gândesc. Nu vreau să accentuez problema. Doamna contabilă știe mai bine, dar nu cred. Nu, nu este bine să vorbim, pentru că e exact discuția care a fost. Deci discutăm cei care sunt de față.
Deci haideți ca să ieșim, că exact cum a fost situația de 2015, cum se vede, aveți un profit de 146,70 sau un bani care aveați dumneavoastră. Era un banc, în bancă și la decembrie. Și după 2015. Aia următorul an aveați 28.000, deci e o cădere foarte mare, care se este destul de clar că lucrările n-au fost și v-ați achitat salariile sau ce vă trebuia dumneavoastră. Deci lucrările nu e din cauza de un an de zile. De la început. Dar de la început. Și de la început a fost o pierdere mai mică, al doilea an mai mică, două ani mai mare și mai mari. Deci trebuie să analizăm foarte bine că nu e bine pentru nimeni. Cât o să fie pierderea? Acum ai 51, la iulie cât e? Și la 30 aparte a spus că aveți 50.000 iar. Păi, ianuarie s-a dat pe lași. Bani n-au de salarii, n-au de cumpărat materiale, ce să mai faci pierdere? Da, dar nu e nici ce. Dar n-ar fi o soluție, pentru că... Pe mine mă punică pe spate să nu picăm la recomandarea curte de conturi. Rezolvarea, nu? Păi, da. Păi, dar am văzut ce a spus. Foarte clar a spus, foarte clar. În momentul în care nu se poate reabilita, nu se poate rezolva... Deci trebuie ajuns la o soluție. Trebuie să găsim soluție. Decât de dizolvat, dizolvăm foarte ușor. Mai greu este de făcut. Ce facem cu oamenii care deja au fost o dată disponibilizați de Petrom, acum îi mai dăm și noi afară încă o dată și cu asta lopata și tână acopul și gata. Asta e situația. Și toți au familie, au copii. Păi dinițele, doamne, la consiliat. Deficitul se trage din... anii anteriori, deci nu e acum. Păi nu, nu e. Nu e acum, domnul Vici, aveți dreptate, dar vedeți, mai brusc, da. Dar vedeți, acum e 51, asta e foarte mare pierdere, din punctul meu de vedere. Deci ăsta e 2016. Și gândiți-vă că a spus că la 34 are iar încă minus 50.000. Mă gândesc că în iulie cât o să mai fie? Păi gândiți-vă, dacă 300 milioane pe salarii se duc la stat, două luni 600 milioane, doar salarii. La salarii, afară de vot, afară de facturi. Furnizor, nu mai spun că ne rugăm să ne păstuiască la plată, să ne mai dea materiale ca să putem continua lucrările început. Alte discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Aprobarea acordării echipamentului individual de protecție și stabilirea duratei acestuia pentru fiecare post. Conform legii 319 privind sănătatea și securitatea în muncă și articolul 7 din HG 1048/2006, angajatorul este obligat să asigure echipament individual de protecție. Propunerea noastră este următoarea. Echipament individual de protecție pentru serviciul de apă. Cască, de asemenea vă citesc și durata. Domnul consilier, ești atent un moment. Cască de protecție 3 ani, șapca 1 an, salopetă 1 an, tricou sau cămașă 1 an, haină vătuită pentru iarnă 3 ani, bocanci cu bombeu de fier 2 ani, cizme de cauciuc 1 an, cizme de cauciuc șold 3 ani, mănuși de protecție, o pereche la 3 luni, măști în funcție de valabilitatea producătorului. Pentru serviciul de asistență socială, pentru șapcă bonetă cu durată de un an, halatul un an, mănuși de unică folosință se acordă o pereche pe zi sau boți la 2 ani. Pentru lucrătorii care au program de teren, șapcă sau căciul o dată la 2 ani, haină vătuită reflectorizantă 2 ani, pelerină ploaie 2 ani, bocanci 2 ani, cizme de cauciuc 2 ani. Materiale igienico-sanitare, săpun o bucată pe săptămână, unde este per salariat. Da. Și la vete două bucăți pe săptămână pe salariat. Discuții? Iar înseamnă că au fost prin Zăbugel. Da. Sunt pe aici. Da, da. Trebuie să fie uzat, mai cel puțin la oameni de la apă și la... Îi vedeți cum... Altcineva? Cine este pentru? Mulțumesc. Stabilirea traseului microbuzului școlar Bacău 09 APZ pentru transportul elevilor la și de la școală. Doamna secretară. Microbuzul din dotarea primăriei Bacău 09 APZ, programul de transport este stabilit de școală pentru că ei știu foarte bine necesitățile. De asemenea,
propunem efectuarea transportului elevilor preșcolari și a preșcolarilor la activități educative școlare și extrașcolare pe raza comunei intra- și interjudețean. Deci mai pe românește este vorba de microbus care trebuie să plece la concursul de la Năvodari cu copiii. Și asta este, dar nu era prins pentru activități extra. Extracurriculare, da. Și de asta au venit în ședință ca să putem să stabilim, ca să ducă cât o duce, ne reprezintă pe noi, reprezintă școala, faza națională, ar fi păcat. Discuții. Domnul Dărlău? Da, asta vreau să menționez. După câte am înțeles, microbus nu circulă pe baza diagramei în care trebuie să facă o pauză după 4 ore de 45 de minute. Bine, asta o să stabilească șoferul. Problema care mă interesează, șoferul fiind angajatul primăriei, dacă beneficiază de o diurnă, fiind în afara localității, cu o distanță de 400 și ceva de kilometri, ar vrea să știu. Ordin de serviciu bănuiesc care. Dar diurna și propun să acorde diurna în limita legală. Înțeleg, este angajatul nostru, este conducător, dar oricare merge pe deplasare, beneficiază de o diurnă. Deci cred că nu cer ceva imposibil. Pentru că, ținând cont de problema, adică să primul an când s-a plecat la tot la același concurs, Spiritul Caragiale, și ne bucurăm că ăsta este al treilea an în care școala Ștefan cel Mare s-a calificat pe locul întâi și participă, am fost nevoiți să contactăm o firmă de transport în care am achitat suma de 3.000 de lei. Mi s-a cerut pentru deplasare. Și consider că... Dacă tot avem microbus, ce rost are să mai cheltuim bani? Păi nu mai cheltuim, dar să asigurăm șofer că șoferul respectiv beneficia de o diurnă. Nu știu care sunt modalitățile, dar știu de când lucram și eu, cât deplasarea în afara localității, pe durată mai mare de timp, îți dădea nu știu cât o valoare, sau bonuri, sau... Da. Și asta vreau să specific. Deci, 45 de minute care să stea, nu știu, dar ar trebui găsită soluția copilului să-i se dea o apă minerală, un suc, că stă 40 de minute. Că îți dai seama, stă... Bine, fiecare pleacă de acasă cu de ceva. Domnul consilier, da. Toți copiii că pleacă de acasă, nu pleacă bun, niciun copil fără să-i dea părinții... Doamna președinte, eu am propus din partea Consiliului Local, da, nu am propus din punctul meu de vedere personal. Stă un sfert de oră primată. Nu, 45 de minute este pauza obligatorie de oră primată. Asculte, spune, primată stă un sfert de oră, merge la 4 ori jumate, face jumătate de oră și câte da. Vă spun care este, deci trebuie un risc foarte mare să mergi atâția kilometri cu atâția copii. Deci răspunderea este foarte mare pentru un lucrător auto, trebuie să ținem cont. Bineînțeles, și cadrele care îi însoțesc, îți dă o răspundere. Bine, noi părinții ne dăm acordul să participe, să meargă, dar asta nu înseamnă. Deci grija cea mai mare cade asupra șoferului și asupra cadrelor care îi însoțesc. Vă mulțumesc! În orice caz, noi sperăm să vină iar cu rezultate cum au venit în fiecare an. Trebuie să ținem sâmbătă pumnii, că sunt copii buni și ne-au făcut cinste de atâtea ori comune și școli. Dar microbuzul ăsta are diagram, are... Da, da, are totul este dotat cu transport copii. Alte discuții? Cine este pentru? Mulțumesc! Suntem la capitolul diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Dorneanu, domnul Cristea, domnul Diaconu, domnul Dârlău, domnul Areș, la urmă eu. În calendarul cu competiției pentru idei în țara lui Andrei există o etapă, noi o să depunem în regiune de urgență astăzi proiectul, dar este o etapă care presupune un vot public. Reprezintă 30% din punctaj. Vă solicit sprijinul să facem cunoscut proiectul, în așa fel încât... Să-l votăm. Să-l votați atât dumneavoastră cât și... Neamuri, prietenii, exact, cunoștințe. Haideți să-l facem cunoscut. E, într-adevăr, e doar 30%, dar dacă avem voturi puțini, o să ne afecteze. Ar fi bine să-l mediatizăm pe unde putem, pe rețelele de socializare, din discuții și... Există undeva unde pot să... Da, o să dau link-ul în momentul în care o să apară un link cu votare și o să încerc eu să-l distribui
prin rețele de socializare sau... Păi așa, la rândul sau... nostru noi îl luăm, îl distribuim. Exact. Așa, o să rog să fie postat și pe site-ul primăriei. Ar fi bine să contribuim cu toți. Știu sigur că toată lumea din Zemeș ar dori să câștige, să vină banii la Zemeș de aia. Asta e rugăminte. O a doua, o doar o lemuriri. Domnul Durlom, ați întrebat dacă se poate schimba sediul sau unde este sediul Asociației Montesa. Eu am întrebat. Domnul este președinte. Nu. Deci, sediul Asociației va fi la Moinești, dar se poate schimba. Este la Clubul Liga la Moinești, dar se poate schimba. Nu am ce să schimba. Nu. Dacă vrea să știe unde este. O curiozitate, efectiv. Nu. Acum, cu iluminare, spuneți că se reduce costul la energie. Exact. Exact. Lămpirile vor contribui asta e la o reducere a cheltuielilor noastre cu iluminatul public. Ar fi și financiar, intensitatea luminoasă la lămpirile este mai mare, siguranța traficului va fi sporită și așa. Domnul Cristian? Nu știu dacă e posibil, dar trebuie să zic asta, că nu e în regulă să se monteze niște dispozitive la fiecare trecere de pietoni, măcar grănița Voinicel și la școală. Nimeni nu oprește la aceste treceri de pietoni. Nici la complex, nici la școală, nicăieri. Nu, eu n-am zis acolo. La școală și la grănița Voinicel nu oprește nimeni. Sunt cu copilul la jumătatea trecerii de pietoni și nu oprește nimeni. Măcar niște dispozitive sau măcar vopsite sau măcar ceva, e, n-am zis și în centru, dar măcar în dreptul grădinților și școlilor. Nu, Cristian, știți ce cred că ar fi o idee foarte bună? Să discutăm cu poliția de aici, să monitorizezi zona timp de o săptămână. Nu o să stai, exact. Domnul Dragoș, nu o să stai, nu o să stai. Aveau program să te au la școală și la batărâne. Dispozitiv. Cei care merg cu înveteze, poliția nu va putea lua măsuri. Specific este OMV Petrom cu duster-urile care merg, nu au nicio treabă, după ce trece de pietoni, ei nu au nicio treabă. Și mai sunt câțiva copii care din când în când mai cade câte unul, dar este băiatul sau al lui X și al lui Y. Nu, cel mai bine dispozitivele sunt măcar la rectificarea bugetară. Aia trebuie să oprească. Nu ne certăm cu poliția, alea le-am montat acolo în... când vine anul timpul rece, trebuie să le iei, nu te cerți cu nimeni. Măcar să aibă în vedere. Polițiștii morți. Eu le-am spus dispozitiv. Vezi. Na, vor, eu sugeram asta, vor fi supărați o parte din șoferi, că vor fi poliția rutieră la noi, fi în gaza Comunei Zemeș, dar la urmă numai siguranța traficului cred primează. Cred că e mai fiabil. Din punctul la mai mult de vedere. O să discutăm pentru rectificare. Măcar la școală și la grădiniță. Puteți să o puneți în scris și să o avem în vedere. Și am înțeles că se vor contacta cei de la poliția de la Moinești să vină să încercăm să colaborăm într-un fel sau altul și vom ridica și problema asta. Poate vor monitoriza trecerile de pietoni. Da, sigur, și problema ca exact. Dacă stau băieți, exact. Să stea băieți. Nu, dar sunt copii, sunt mai ales în dreptul școlii. Dar și acolo, la complex, sunt și copii, sunt și bătrâni și săraci abia trec și claxonează ca să te iei mai repede, ca să... Trecerea de pietoni nu este pusă prea corect. Păi cei care ies de la bloc, izolat, da? Încalcă legea pe din stânga. Puneți dintre aia morți că s-au pus dispozitivele astea, s-au pus și la Moinești și n-au făcut șoferii. Nu se exclud, nu se exclud soluțiile, pentru că am văzut că la Moinești, cum veniți pe Zemeș, sunt instalați. Ori și poliția asta acolo ca să nu treacă pe Zemeș. De două ori, exact. I-am văzut eu să nu facă slalom. Adică să pui morți, mă reabea. De poliția, prins să avem. 1, 2, 3, 4, 5. Și după ce se duce în zonă, nu s-a făcut. Știi, câteva zi, o săptămână. Pe rând, vă rog. Polițistul local făcea trecere pe doar. Unul acolo, unul la școală. O să vină și o să spună cum să-mi cunoaște. Făceau circulație. Dar de-aia e plătit, că avem 5 poliții locali, 4. Altceva, domnul Cristian? Atât, mulțumesc. Domnul Diacon? Avem foarte mulți cai la Bolătău care nu sunt... Și la Zemeș sunt. Da, trebuie luat o măsură, ceva. Păi asta am vrea și eu să zic. De multe ori sunt câte 10 cai odată și aleargă pe drum și în viteză. Și poate să dea peste un copil să-l moare, poate să dea peste orice. La noi ne confruntăm cu aceeași problemă. Da, nu-i bine, trebuie luat o măsură. Ce facem? Stăm așa? În blocuri, pe stradă. Să puneți o măsură. Să nu spui acuiesc caii.
să ia măsuri împotriva la proprietarii cailor. Știți câte procese legale s-au făcut pentru vite și pentru cai? Așa. Altceva. Nu se poate face altă măsură? Faci proces verbal și ce? Ce măsură s-ar putea face? Să înființăm din nou vorul. Uite, o soluție, o soluție foarte bună. Așa stai, dar va trebui să angajăm o persoană să ocupe de ei, pentru că animalele trebuie să hrănie. Nu știu, nimeni nu știu. Trebuie tot ce trebuie la ei. Veterinar avem. Veterinar avem. Este? Este, cum să nu? Există doctor veterinar care aparține de Comuna Zemeș. Și după care îl punem să plătească, să vină să plătească, să-și ridice o dată, de două, de trei ori animalul și nu o să-l mai lasă așa. Îl lasă la urmă. Ai intrat, trei vite au intrat la hotel, pe covorul roșu, dar s-a obișnuit. Și l-am trimis pe Ionuț, s-a dus Ionuț imediat și a văzut a cui sunt, s-a sunat și a zis, dar n-am timp să vin astăzi să-l iau. Înființarea unui obor. Ca să audă. Înființarea unui obor și atunci se va lua măsuri să vezi cum fiecare o să aibă grijă de animalul lui și nu o să-l mai scoată la voia. Știți ce s-a mai reproșat? Că în Zemeș niciodată nu s-a dus animalul de puni. Și e greu să-l înveți. Da, nu e greu nimic. Nu de acolo, n-ar fi mai corect să puneți pe hârtie toate propunerile astea? Da, dacă le-am spus în ședință. Și după trei luni de zile, din luat la obor, vândut. Acum, semnăm procesul de urmă. Dar aveți idei, dar proprietarii fac parte dintr-o asociație de către de animale? Nu. Sau chiar dacă fac parte. Dacă reușim să primărie. Nu, vă spun sincer, până nu se ia o măsură să se construiască un obor și să iei o dată de două, de trei ori animal, nu se va face nimic. Doar în vachile mici cu străzina. Deci noaptea, dacă circul pe drum, ești posibil să spari vaca cu mașina în spate. Și când întreabă domnul la cui vaca, nu știu, chiar dacă știți, nu să stăci și el, să sube. Avem și noi un cal care mănâncă tricolorul, domnul consilier de la mașină. Doar acela e măcar. Da. Altceva, domnul Diaconu? Putem ști când se încep lucrările la Ambiguit? Mai sunt ultimele autorizări. Sunt la finalitate. Dar să vină. Să vină. Apele nu-ți dă autorizare. Așteptăm. Sunt ultimele. Păi de ce nu dau apele? Ar trebui să avem un răspuns. De ce nu dau apele? Domnul Diaconu, mai veniți și noi la primărie, că sunteți consilier. Și veniți lângă noi. Mergeți un pic cu noi la apele române, la mediu. Haideți cu noi. Haideți. Aveți acest drept. Da, domnul Diaconu întreabă ca să audă localul și tot este înregistrat, să știi despre ce vorba, deci nu neapărat pentru dumnealui. Da, asta nu e o soluție să vin eu. Așa, eu am fost ieri la mediu pentru mine. A, pentru tine, da, care e trebuie să fac pentru mine. Consilier sunteți pentru comună? Da. Păi tocmai de asta am întrebat, ca să... Altceva, domnul Diaconu? Atât, vă mulțumesc. Domnul Berlău? Da, din nou mi s-a adus acuz de copilul meu cu bicicleta, pot să vorbesc în numele propriu și în calitate de consilier, circulă cu bicicleta prin parc și prin astea. Am luat legătura cu dânsul, nu este persoana respectivă, am discutat și cu colega consilieră, domnul Toiu. Vă rog să nu se mai facă aluzia asupra copilului meu. Vai, dragă! Cine? Nu știu, că nu vrea să mi se comunice cine este, cine... Așa, deci nu permit treaba asta, deci copilul nu intre cu parc să urmărească cei care intră. Problema care este cea mai dureroasă, avem camerele de luat vedere. Una este în parcul mare și unul în parcul cerbul. Da. În fiecare săptămână aș vrea să prezint înregistrările, să vedem cine intră în parc și cine este din parc. Și ce face în parc. Și ce fac în parc. Exact cum am zis, avem poliția locală, sunt spații, deci este lege destul de clară, fumatul în parcuri interzise. Da? Vă rugăm să luați măsurile care trebuie. O sugestie, dacă dumneavoastră aveți cunoștință de persoane care încalcă hotărârile Consiliului. Avem camerele de luat vedere, domnul administrator, care poate, nu poate. Deci cuvântul meu poate să-l contrazică oricine. Nu. Eu nu vorbesc de cuvântul dumneavoastră. Asta și încercam să spun. Dacă aveți cunoștință că la ora de, în jurul orelor 11, a venit cineva așa fumat sau a stricat copaci sau a rupt sau a tăiat sănătatea, vă rog frumos să faceți o sesizare, ne uităm pe camerei, confirmăm. Am cerut în fiecare confirmăm, pentru că
E destul de dificil să stea cineva să uite. Dar mai treacă poliția locală, să treacă seara, să treacă pe acolo, exact. 2-3 ori, că 10 la bani, sau că și în 4. Sau sugestii să fii dus într-un patru. Are mai multe scumii în scară. Domnul consilier, poliția este până la ora 10 seara. 11. Copiii, tinerii, să strâng la 11-12. Atunci intră... Dar ce nu mai putem pune în schimb după 11-12? De ce? Așa asta las propunerea. De ce? Asta e în fiul gămii. Dacă putem să confirmăm cu camerele de la BD, uităm exact și măsura în care putem să identificăm, să pot lua și măsurile. Și îi luăm o dată, două ori și apoi. Exact cum a spus domnul consilier Cristian, cu trecere de pietoni. Aceeași chestie, avem la voinicerul camere de la BD, avem la școală camere de la BD. Deci e foarte simplu, mine mă interesează, sunt funcționale. La școală nu. Corect? Deci asta este bine de luat. Avem niște discuții în care ne contrazicem singuri. Aprovăm sistemele de supraveghere și nu știu dăm un răspuns. Că a trecut, că a făcut, că a adres. Foarte simplu de depistat. Dacă vrem să facem ceva aici și trasăm sagi către poliția locală, că la poliția locală am cerut de vreo 4 luni, din februarie, o registrare de la punctul control. N-a bine voie să o dea. Un raport de activitate anul trecut n-a dispus să prezinte. Eu am înțeles, dar haideți să fim pe aceeași linie. Nu urmărim că mi-a spus X și Y și nu vreau să-i dau. Mine nu mă interesează, dar este obligația lui, că noi în calitate de consilier cum prezentăm un raport de activitate, plus că el este angajat. Plus că este angajat și are obligație. Și plătit din bani publici. Deci nu vreau să fiu răutăcioș. E poliția locală, înțeleg, dar decât poliția locală să stea să mă păzească pe la, de la ajutorul social, pot să fac altceva în timpul ăsta. Da, următoarea problemă. Situația căminului cultural. În ce stadiu suntem cu demararea proiectului ăla pe fonduri europene? Se lucrează la afișalitatea achiziției, este gata astăzi. Urmează depunerea documentației, întregii documentații pentru achiziție în vederea vizării la APIR și imediat după demararea procedurii de achiziție. Ultima problemă. Situația apei la Petros. Mi le asum că asta e, sunt consilier. Primesc mesaje mai bune, mai urâte. Aș vrea să știu de ce s-a ajuns în situația s-au urmărit îndeaproape să vedem unde se închide sistemul de alimentare cu apă, că am luat legătura cu domnul viceprimar și nu știe că s-a fi fost închis timp de, în fiecare seară. Am primit sesizare de la doamna sau domnișoara Dobre, în care și filmarea o am. Deci este o apă insuportabilă. Deci nu putem să... Acum doamna a spus mai multe păreri, că se duce cu rufile la... protecția consumatorului este, na, nu pot să o opresc, nu pot să o îngrădesc, dar haideți să vedem, să nu ce așa de o apă, cum să vă spun, o să vă arăt filmarea care mi-a fost trimisă, haideți să vedem care este situația, totdeauna ne-am confruntat și ne confruntăm și acum, undeva prizat în altă parte, haideți să sistăm odată, să vedem, băi, închidem pe tronsoane, anunțăm populația, băi, îți închid apa două zile, să văd care are apă. Undeva trebuie să fie, dacă se merge pe premiza că este alt tip de apă. Sau altă soluție ar fi, ca să spun, evităm cum să nu mai interpretează din punct de vedere tehnic fiecare conductă când o opresc, se depune și când îi dai drumul la presiune, ea spală tot înaintea lui, să găsim o soluție la Casa Pădurii, o oră, două, să-i facem o spălare a conductei de aici, de la stație de apă, pe toată comuna. Să-i dăm gură liberă. Dacă dumneavoastră, domnul viceprimar, găsit o soluție acolo... Deci ați spus că de 4 zile. Da, 4 zile. Am văzut prima. Da. Ați mai spus că se oprește în fiecare zi. Da, se oprește seara, noaptea. Oprește apa noaptea. Cine oprește? Comuna dumneavoastră a spus că nu mă oprește. Nu am idee. Nu s-a oprit apa decât în momentul când au fost lucrări. La altă ieri s-a făcut o branșare la Modrăzău, la viitoarea casă a domnului Purcanu. Da. Și atât. În rest, apa circulă. Rezervoarele sunt pline. Vă pot face, mergem acum, tot să vedeți. Da. Apa este limpede. Când a plouat, apa am deviat-o, n-a intrat în rezervoare. Deci noi nu putem să vă acuzăm pe dumneavoastră sau în invers. Deci eu v-am adus la cunoștință ceea ce a spus locuitorul comunii. Mai sunt niște puncte chiar nevralgice.
la locuința Spătarul Cosmin. Acea situație am filmat eu. Eu am pus personal și am filmat. A, domnul Spătarul Vioră, de fapt, doamna mi-a spus, lângă preotul Vigori, spune când plouă torențial, îi intră apă tulbure, doar ei. Am întrebat pe doamna, cum îi spune, Denter. Am zis că la ea nu este cazul. Și aceeași conductă. Și aceeași conductă. Acum, am vorbit cu foștii angajați, în speță cu domnul Necula, m-a rugat de dânsul să o luăm pe etape și am demarat la Spătarul Cosmin inițial, că spune că ar putea fi de la școala de echipă. O conductă care a fost tăiată ducea apă la 244, mai mult. M-a rugat de dânsul că sunt cetățenii comuni care au participat la branșarile vechi. Să ne ajute, că îi ajutăm și pe ei și pe noi ne ajutăm. Să descoperim cei care sunt branșați și în conducta industrială cea veche și în conducta noastră, care este de apă potabilă. Altă soluție. Întreb pe fiecare, că toți am trecut prin fața asta. Da. Știu când se oprește, că am întrebat un tehnician de la România, spus, domnule, uite, opresc apa pentru 2-3 ori. De ce îmi vine tulburi după aia? Explicați-mi. Foarte clar spus. Crusta care se depune, da, mai mult de 2-3 ore, începe să o curețe și o introduce în circuitul. Am zis să încercăm varianta, dacă dumneavoastră găsiți soluția în care putem să-i dăm pe o cură liberă, să spălăm conducta. Țineți minte că ați lucrat la Crejma. Da. Ați găsit conducta aia industrială. Da. Este? Da, este, da. Ați depistat de unde vin? Nu știu, dar am secționat-o. Bine, am înțeles că am discutat pe tema asta, da. Să secționat, să fie și să... Da, tanția. Deci... Dădem la diverse, domnul primar. Noi nu ne oprim. Da. Găsim soluția până. Bun. Asta ar trebui să discutăm și cu ei, să înțeleagă, poate și ei între ei, între vecini. Da, se fost trebuie să spună, pentru că vă dați seama, este foarte simplu să spună primăria, consiliul local și care consider că nu avem. Deci mi-a făcut datoria doar să aduc la cunoștință. E normal, dar gândiți-vă și faptul că se închide apa pe strada Bravo. Nu cumva sabotează cineva. Păi asta trebuie să o urmărim. Posibil când mai aud în grădină să mai facă vreo... Noaptea? Și în fiecare noapte? Deci 4 zile asta, adică... Poate își depozitează. O soluție avem. Nu știu când. Domnul Glăț a spus-o. Da. O să o punem în practică. Și vedem. Da. Eu știam că la capătul pasarelii. Gata, domnul Dărlău? Da, vă mulțumesc. Domnul Areș, vă rog. Da. Eu știam acolo, continuăm punctul ăsta. La capătul pasarelei acolo, eu acolo am depistat o priză, când eram eu acolo în zonă. Și am întrebat în lotul de la Bobeică, Neculoaie, încoace, ăștia lanța de Bobeică, ăsta la altul de... care și chiar până la colț acolo, că asta de la vădăne din spatele punctului de control, asta e trasă de mine. Știm, abia, că nu este pusă pe exald de la pod de acolo, de când duci la 3. La Nouă Pietrofi, dusă pe grădină, pe la stelă, pe acolo, pe față și trece la... Bun. Dar aici, acolo, vă spun eu, dacă căutăm, găsim prize pentru o dată acolo. E bine. Găsim prize pentru o dată. Eu aș vrea să arăt o problemă. Adică, în urma zepezea care a căzut și ploia care a fost atunci, că nu s-a sus în ședința, când am venit eu la primărie și... 20 aici, aprilie. Așa. M-am urcat la deal pe râul acolo, că am încercat să fac șanțul ăla care spuneam eu că îl fac la sonda aia abandonată. Domnul șef de sector mi-a dat buldozerul, dar nu am putut intra din cauza că era moale terenul. Și m-am abătut pe râul ăla care vine în grădină la Munteanu Viorica, trece pe la Munteanu Viorica. Îți văd 10 brazi căzuți cu tot cu pământ în râu, care cu capul la vale, care cu capătul la deal, care s-au unificat d-un mal cu altul, acolo este riscul de a se face un baraj, de a se opri până în plouă și când s-a rupe acolo, îmi spală de acolo. Eu nu pot să mă duc să trai de acolo, e pădurea primăriei, că știu ce... Dar din multe s-a acolo, domnul Ați? De acum. Lasă-mă că nu a fost ultima dată, domnul primar, că n-a fost zăpada aia mare, grea. I-a dărâmat, i-a rupt, i-a scos de rădăcină cu totul, a ieșit și a umplut pe răul acolo de brațe. Foarte bine, a scos să sesizăm cocolosirea aia noastră. Am mers un pic în sector. Trebuie marcat, trebuie făcut marcatul. Trebuie să stătul folosire, da. Am mers în sectorul în care mi s-a repartizat aici, pe vorba de Canoș, de la Ienea în sus, la stația 215 acolo,
am fost oprit de către familia Iene și am spus dacă se va ajunge să se lucreze la varianta asta care e de la 901 până sus aici, că și inclusiv podul la poștă, poate reușim într-un fel să le facem și nu știu decât acolo o leapă de drum, că ei sunt cei care stau în gaură. Dumneavoastră știți că n-ați fost, domnul vice, că le-ați făcut canalizarea acolo, le-ați făcut, erau, stăteau un apă în continuu acolo. Drumul motivul nu știe. Da, da. De la stația ministerială. Stația ministerială. Petrichiene. Nu, ulița la Nea Petrichiene. Așa. Ei, acolo am impresia, când ați lucrat acolo, s-a depistat. Ar fi fost o conductă de injecție ceva, că apă era în continuu acolo, era baltă în continuu, în continuu. Ei, acum nu mai ești, și-au făcut. Dacă înălțăm drumul, când o să fie apă, nu... Nu, ei făcut canalizare. Ei făcut canalizare, dar canalizarea... Canalizarea... Un pizdă nu-i mult, e vorba de 15 metri, hai să zic că este... Da, notăm... Da, dacă, dacă se poate, că... Se poate, cum să nu se poate, spus, se poate, se poate, tot se poate. Problema bacelor nu mai ridic, domnul vice, că acum când veneam la ședință, am numărat la Vasilică Spătaru, în fața acolo, 8 cai, 2 iepi cu mânși și cred că 10 vaci de la Gogescu la Vale, și pe șanțuri, și prin drum, și valele, și pe drum, și pe tot. Bine că n-ați spus la Vinatel, domnul Alegeș. Mai numărați-mă, domnul 10. E o problemă, le-am trimis somații. Eu vă cred, eu vă cred. Dar știți ce? E mai ușor, domnul primar, să le dea drumul pe poartă, să o ia ori la stânga, ori la dreapta. Găsiți dumneavoastră o altă alternativă. Votanții noștri. Hai să punem. Păi, votanții noștri, domnul. Citați-le, domnul. Domnul. Dacă, dacă nu amintăm, nu iarăși nu-i bine. Asta m-am gândit și eu. Votanții noștri de acord cu dumneavoastră. Nu facem un vot. Nu vin alții din Balcan, din alte comuni. S-a aproape timpul. Are vorba ce inscriți în asociația de crescători de animale. Pui domnul în patnic să le păgească. Păi eu să-l scrii și doar, tot domnul Costi. Nu toți au scris în asociație. Foarte mulți de care n-au prontare, domnule. Cai? Aia n-au ce căuta pe final. Cai au chip și e mult mai greu de identificat. Foarte periculoși. La vască care are prontar e mai ușor, treci pe lângă ea. Poate să sară în fața la o mașină. Este cititor, da. Dar cine se apropie? Cată doamna. Să duce cineva, acum sincer. Nu poți să zici nici poliția locală să duc să citească. Și eu... Vreau să propun poliția locală să treacă mai des. Aseară pe la 11 și ceva am fost sunată că sub balcon unii stă cecilea USAN. Sunt vreo 6 mașini și din astea. Dacă aș putea poliția să treacă mai des, nu mai facă gălăgii, să stea cu minți acolo, să, din astea, să nu mai deranjeze. Și punctul numărul 2 este aseară în jurul orei 18, domnul Sterian a intrat beat în parc, a început să țipe, a făcut scandal, a înjurat, a amenințat copiii. Mamele mi-au adus la cunoștință și una dintre mame a făcut o plângere, am adus-o la înregistrare să vedem ce se poate face, pentru că copilul ei n-a dormit toată noaptea de frică, pentru că un copil de 4, 5, 6 ani îl vede în stadiu în care este și face ce face, normal exact că se sperie. Exact, ăștia sunt pașii care trebuie urmați când se întâmplă astfel de incidente, ok? Da. Eu am adus-o personal la număr de înregistrare să vedem ce se, ce se poate lua, pentru că dumnealui sare la toată lumea, dumnealui este șef, dumnealui... O să ne redirectăm și către poliția... Poliția locală, sigur, da? Eu am vorbit cu poliția locală, au spus că să vin să dau număr de înregistrare, ajunge la ei, de la ei o să meargă la poliția asta la altă, poliția să, locală, să, da. Să vadă ce măsuri să, să poate lua împotriva domnului. Altceva, domnul primar, aveți să ne comunicați ceva? Nu, am fost la inspectoratul teritorial de muncă și tocmai ne-au aprobat începerea lucrărilor, deci putem demara lucrarea cu consolidarea malului. Asta e întrebarea cum se zice. Da, acum ăștia sunt. Da, cum să nu? Deci la asta să știu, asta am făcut, acum știu, sunt informat. Înseamnă că declar ședința închisă, domnul Cristiu.